seara, Andreea, și bine te-am găsit la acest eveniment special, cred, pentru tine, pentru că te văd cu o câtă bucurie, privești pe toată lumea de aici. Vreau să ne spui tu câteva cuvinte despre ce reprezintă acest proiect pentru tine. E o gală uriașă care a schimbat destine în timp, care a schimbat o lege în România, cea destinată persoanelor cu dizabilități. Nu e doar o seară frumoasă în lumina reflectoarelor, ci are ca și coloană vertebrală o defilare atipică de modă. Pe scenă veți vedea modele de viață în scaun cu rotile. Spun modele de viață pentru că sunt oameni cu realizări impresionante, însoțite de vedete din diverse domenii, persoane de altfel cu performanțe în lumea teatrului, televiziunii, business-ului, sportului de performanță, etc. Și designer care, tot pro bono, ca și primele două categorii, fac o muncă extraordinară și creează ținute minunate. În plus, avem artiști care au momente superbe dedicate acestei gale și ei oferind timpul lor gratuit acestei serii. Ce ați învățat din acest frumos proiect? Am învățat că frumusețea stă în noi și nu în aparențe și că omul are o valoare prin faptele lui, nu prin ceea ce vedem cu ochiul liber, așa, la o primă imagine. Dar cât durează organizarea unei astfel de gale, punerea în scenă unui astfel de proiect? Luni de zile. Zi și noapte. Atunci când aveți un moment mai dificil, cine vă este cel mai mult alături și vă ajută, vă dă un plus, așa, hai că mai pot? Partenerul meu de viață, Adrian, care e aici. Am văzut că vă este alături, Violeta vine și ea? Sigur că da, e voluntar în culise. Bună seara, Simona, și bine te-am găsit la acest eveniment frumos. Mulțumesc, bine ați venit, bine v-am găsit și eu. Da, este un eveniment care tocmai stă să înceapă, un eveniment la 10-a ediție, dacă nu mă înșel. Cu siguranță vom fi ca și anul trecut copleșiți de emoție, pentru că este un eveniment pe care Andreea îl organizează de 10 ediții încoace, cu o sensibilitate care îi este caracteristică, cu o putere fantastică, un eveniment de suflet și pentru suflet. Știu că te leagă o prietenie strânsă și frumoasă de Andreea. De foarte mulți ani și am spus că și anul acesta o să fiu alături de ea. În această perioadă, pe ce vrei să te focusezi? Care sunt punctele tale acum? Păi în afară de job și copil și teme, nu prea am alte lucruri de făcut. Pentru mine asta e cel mai important, să fiu alături de Ingrid. Și aștept cu nerăbdare vacanța. Așteptăm vacanța pentru că ea o să intre în curând în vacanța de vară și sper să ne bucurăm de o vacanță de 2 săptămâni, măcar la soare și la mare. A, deci aveți deja o vacanță planificată? Da, da, da. În țară, în afară, cum preferați? Păi eu și aici ne place, și în țară, dar o să plecăm unde ne-am căsătorit. Unde anume? Da. În Capri. Ce frumos! Plinim 15 ani și o să mergem în Capri să sărbătorim alături de Ingrid. A, ce frumos! O să faceți un moment special, așa? Da, da, cu siguranță. O să fie foarte frumos. Eu am o curiozitate. Se spune că prezentatorii de știri, atunci când stau la papirul, trebuie să fie serioși, să transmită brută informația către public, dar vreau să știu dacă în afară ești genul de persoană mai distractivă, care îi place să se distreze. Nu e mereu așa, cu spatele drept și privirea înainte? Dacă o întreb pe Ingrid, zice că sunt prea serioasă, mult prea dură, mult prea, nu știu. Dar să știi că atunci când mă întâlnesc cu persoane cu care am lucruri de vorbit și cu care am amintiri frumoase, chiar îmi place să râd și să mă distrez. Ai vreun ritual înainte să apari în fața camerei, să te așezi la pupitrul de știri? Am, sigur că am, da, da. Ce anume faci? Cum te pregătești? Păi am multe, nu știu cum să-ți spun, ce să-ți spun exact. Am o cutiuță în care îmi țin lucrurile. Dau așa o pudră rapid ca să nu lucesc. Ce să spun că mai am? Am câteva pixuri pe care le asortez cu ținutele și... ce mai am? Ce mai fac? Așa important. Cu câteva secunde spun Doamne ajută. Așa. Nu știu. Și uneori glumesc cu colegii. Am lucruri așa care îmi dau o stare de bine. Că, uite, îmi spuneai despre Ingrid, cum te-ai caracterizat tu ca mamă? Ești genul de mamă care impune limite și trebuie să existe acestea? Sau care ești mai lejer, așa? Consider că e importantă libertatea sau nu știu? Nu. Nu sunt așa permisivă cum ar crede unii. Ingrid spune chiar că exagerez, că sunt prea dură, dar
pentru copii trebuie să existe limite, pentru că altfel ei încep și-o iau așa pe unde nu trebuie. Uite, dacă vrei să oferi un sfat tuturor celor care se uită, pentru că în ultimul timp tot apar divorțuri, despărțiri, care este secretul unei familii unite și care să reziste în timp? Să știi că eu nu sunt în măsură să dau sfaturi. Niciodată nu am dat sfaturi de genul ăsta și nici de parenting, nici, pentru că e foarte ușor să dai sfaturi. Poate așa o părere sau, nu știu, o experiență proprie să împărtășești, da, dar să dai sfaturi e puțin mai complicat. Sfaturi, nu știu, primim de la bunici, ei sunt înțelepți și au sfaturi pentru noi. Dar așa, nu știu, cred că e foarte important să te respecti, să continui să te respecti după foarte mulți ani, pentru că dacă nu există respect, atunci nu mai e așa cum trebuie relația. Trebuie să vorbești atunci când apar probleme, să le discuți, să ai pasiuni comune și să-ți placă aceleași filme seara, să te poți uita împreună, nu unul într-o cameră, unul în alta. Bună seara și bine v-am găsit la o gală, la un eveniment de fapt atât de special și încărcat cu emoții atât de frumoasă. Mulțumim, ne bucurăm că sunteți aici și ne bucurăm că ascultați poveștile lor, pentru că ele sunt cele mai importante astăzi. Da, chiar în dreapta mea se află Anișoara, o participantă importantă a acestei gale, doamna Monica Davidescu și designer vestimentar care le-a îmbrăcat, le-a făcut aceste frumoase creații și chiar aș vrea să întreb dacă v-ați ghidat cumva după alb-negru, contrastul, legea dintre bine și rău, binele învinge? Exact așa este. Care a fost, nu știu, povestea din spatele pentru acestor creații? Pentru că au un croi așa special. Te rog să-i spui despre ultima ta colecție pe care tocmai ai fotografiat-o și din care fac parte și aceste rochii, colecția ta culturală. Da, este o colecție arhitecturală. Într-adevăr, pornește de la bine și rău. Este un vis care merge mai departe. Unele ținute din colecție au și ca accent rândunica. Eu trebuie să-i mulțumesc Andreei Marin, care pur și simplu ne-a pus în legătură printr-un telefon și ne-a spus, uite, Mari de la Iași se va ocupa de voi două. Nu ne cunoșteam până la acest eveniment. Și ne-a sunat, ne-a cerut măsurile, ne-am măsurat după cum ne-a cerut designerul. Iar astăzi am avut prima întâlnire cu rochile care au fost perfecte. Nu a trebuit să facem niciun fel de retuș, pentru că ni le-a făcut perfect din prima. Ce frumos! Și chiar vă stă foarte bine! În seara aceasta sunteți parteneri, veți defila împreună, să spun așa? Da, sau una după cealaltă. Marișoara nu are nevoie de ajutorul meu, ea va urca pe scenă, va defila, îi voi urma. Suntem cumva și mă bucur că această gală scoate în evidență și abilitățile unui designer de a îmbrăca atât o persoană care nu are probleme, cât și o persoană care are probleme și stă iată în cărucior. Nu se vede nicio diferență, suntem perfect bine îmbrăcate și cred că a adapta costumul la nevoile unui om este o abilitate destul de importantă pentru un designer. Așa este. Mărișoara era fericită că astăzi are trenă. Ea va avea trenă. Da. Ți-ai dorit să arăți așa? Da, în seara asta o să port o rochie extraordinar de frumoasă. E prima dată când defilez cu o trenă la un eveniment așa de mare și vreau să-i mulțumesc lui Mary pentru această rochie, pentru că în urma evenimentului această rochie va ajunge la mine acasă și va rămâne în colecția mea. Ai emoții pentru această seară? Am emoții de fiecare dată când particip la acest proiect Atypic Beauty, deși am participat la cele mai multe ediții care au fost de până acum. Întotdeauna este un alt public, sunt alți oameni, este o altă emoție, dar eu sper că o să ne descurcăm și că o să fie ok. Totuși nu ați venit singur, ați venit însoțită de domnul Aurelian, să înțelegem? L-am văzut, l-am și cunoscut și să înțeleg că e cumva o pasiune de familie, a fost o dorință amândurora să vă aflați astăzi aici.
Ne bucurăm că suntem aici. Noi reușim să mai facem câte o bucurie oamenilor cu probleme, persoanelor cu dizabilități, acolo pe unde ne ducem în țară sau la spectacole. Le oferim locuri gratuit la spectacolele companiei Concordia și chiar ne bucurăm că pot intra în sală și se pot bucura alături de noi la spectacole. Mă bucur să te întâlnesc în această seară aici. Care-i povestea ta? Cum ai ajuns aici? Particip la gala Atypic Beauty de foarte mult timp. Astăzi îmbrac un campion, n-am să dezvălui, trebuie să vedeți voi. Și pe cel care îl însoțește, pe Aurelian Temișan. Altădată am venit cu George Baltă, un alt campion. Și este o bucurie de fiecare dată, pentru că este genul de eveniment în care învăț foarte mult, sau la care învăț foarte mult. Învăț în primul rând că nu există greutăți prea mari. Învăț că oamenii aceștia sunt de un pozitivism și de o ambiție extraordinară și fac lucruri extraordinare. Andreea Marin este cea care organizează această gală. Colaborați și cu ea pe partea asta de modă, o sfătuiți, o mai ajutați stilistic vorbind? Sunt prietenă cu Andreea de ani și ani de zile și am colaborat în foarte, foarte multe proiecte de ale ei. N-ai cum să nu colaborez cu ea, pentru că face un milion de lucruri, dintre care 99% sunt în a ajuta oameni, alți oameni. Mi se pare extraordinară energia ei și modul în care susține oamenii care au nevoie de noi. Știi, practic, ea ce face? Pune o lumină pe cei care au nevoie și cumva ne face pe toți ceilalți să venim lângă ea, să ne așezăm unul lângă altul și împreună să ajutăm oamenii în nevoie. Noi cred că ne-am întâlnit înainte de începerea fiecărui sezon, iar acum urmează vara, vine cu pași repede și aș vrea să ne dai câteva sfaturi și legate de acest sezon. Ce trebuie neapărat să avem în garderobă și ce nu trebuie să purtăm sub nicio formă? Dragilor, vara purtăm haine naturale, țesături 100% naturale. Vorbim de in, de mătase naturale, de bumbac, de lână. Da, lână se poartă și vara, pentru că lână este un termoizolant excepțional. Și atunci purtăm doar țesături naturale, nu vă mai fie frică de șifonare. Există acum variante tratate, antișifonare, care se așează excepțional și poți chiar să le porți la un eveniment. Culorile, toate culorile anul acesta, este așa o explozie și ne lasă libertatea de a alege ce ne stă bine. Este foarte important să porți croiurile care îți vin bine, culorile care îți pun în evidență cromatica și creează-ți un stil personal, un stil recunoscibil, care pur și simplu te va urma toată viața ta. Piesele pe care le vei achiziționa azi, le vei purta și peste un an și peste 5 și peste 10 și la acelea vei adăuga de fiecare dată noutățile sezonului. Este și sustenabil să faci asta, este și comod să-ți construiești o garderobă în timp și mai mult decât atât, având un stil personal, oamenii te identifică odată cu acest stil. Este un mod de a comunica la fel de important ca vorbele pe care le spui. Și că ne-ai spus că există o explozie de culori, numește-mi așa două, trei culori care arată bine pe noi vara aceasta. Nu vorbim de Viva Magenta, care sigur e culoarea anului desemnată de Pantone, vorbim aici de lila, de toate nuanțele de roz, de bleu, în toate, bleu și albastru, în toate nuanțele, de la foarte deschis pasteluri până la bleu marin. Vorbim de galben, vorbim de oranj, vorbim de efectiv toate culorile, bineînțeles combinația alb-bleu marin, care specifică vara și arată minunat, este o combinație clasică, extrem de rafinată și domnilor, purtați pantaloni albi, vara pantalonii albi sunt excelenți. Mulțumim mult încă o dată pentru sfaturi și îți doresc o seară plăcută. Vă pup, mulțumesc și eu.